Încă din luna august am pregătit absolut toate documentele pentru proceduri de achiziție și așa mai departe. Din păcate, ca la noi, ne-am trezit că documentația pe care noi am depus-o a fost respinsă de ANRMAP, indicându-se separarea pe obiecte a achiziției. Mai exact, pe de o parte să închiriem ornamentele și pe de altă parte să achiziționăm un serviciu de montat și demontat, adică lucrări specifice de montat și demontat aceste obiecte ornamentale. Situația este atipică la Constanța pentru că celelalte municipii au inclus în programul de delegare, în contractul de delegare al serviciului de iluminat public, inclusiv această componentă de iluminat festiv. Municipiul Constanța nu are un contract de delegare a serviciului de iluminat. Prin urmare, am fost nevoiți să facem această achiziție. După ce a fost respinsă prima documentație, am separat, apelând la specialiști, cele două achiziții, una de închiriere obiecte, una de montat și demontat, iar în momentul de față vă pot spune că am achiziționat luminițele, dar avem contestație la montat și demontat. Așa se întâmplă în România. Îmi pare rău că trebuie să trec eu prin aceste momente, dar vă asigur că vom avea luminițe mai târziu și probabil că le vom ține mai mult, tocmai pentru a încerca să Mai recuperăm târziu, ce această înseamnă mai perioadă. târziu? Până în Să vă da, Crăciun? să vă dau, evident va fi până în Crăciun, dar să vă dau o zi exactă astăzi, ar însemna să vă mint. Nu știu, pentru că noi am trimis răspunsul către CNSC, Comisia Națională de Soluționare a Contestațiilor. Vedem ce dispune CNSC-ul. În funcție de răspunsul CNSC-ului, cel care a făcut contestația se poate adresa instanțelor și uite cum ajungem tot La acolo. Bogotá. Cine a făcut contestație? Nu știu să vă spun firma. Știu că este o firmă care e în insolvență sau ceva de genul acesta, sau în reorganizare. Nu știu să vă spun. Cine a participat la licitația pentru festivalul Nu sunt iernii pregătit la această întrebare. și Din ce știu, au cumpărat caietul de sarcini mai multe asociații și persoane fizice, cred că undeva peste 10 firme. În cele din urmă au depus ofertă 3 asociații, 3, 2 ONG-uri și o persoană fizică. Comisia a analizat, a stabilit câștigători și asta e, merge mai departe. Deci nu ne puteți spune care sunt acești Ba da, cum să participanți? nu vă putem spune? Raportul procedurii, dacă vreți, îl facem public, n-am niciun fel de problemă. Este cumva și Telegraf, TV Neptun sau cum se numește firma care, Nu, sau din ce Sochi știu eu, nu. TV, Nu, din nu ce știu, există? nu, pentru că vorbim despre o Sau firme finanță, care ar vorbim fi despre putut o subcontracta finanțare. cu această... Oricine poate subcontracta. Nu vorbim aici despre drobul de sare sau noi Nu e vorba de bănuim drobul când de facem sare, o știți foarte analiză, bine. când facem o analiză a documentelor prezentate, Da. judecăm documentele prezentate. Nu avem de unde să știm ce se întâmplă ulterior, doar în momentul în care vin documentele justificative pentru decont. Bun, de ce au fost descalificate atunci ceilalți doi participanți descalificați? Nu au fost descalificați. Nu? Doar unul a fost descalificat, dacă mi-aduc aminte Cine? corect. Edgar Surin sau ceva de genul acesta. Dar pot să-l pun pe domnul director Liviu Pătrașcu, vă răspunde la toate întrebările și mai mult decât atât vă prezintă și toate documentele. De ce a fost Sunt descalificat? documente Nu știu. publice. Pentru că a venit doar cu o declarație și cu un buletin, fără să prezinte dovadă de achitare, taxe, certificate, experiență și așa mai departe. Știu că celelalte două asociații au fost analizate ca și ofertă de către comisii neutre, independente și au stabilit câte un punctaj. Asta e, procesul a fost extrem de transparent, ca dovadă cred că l-aveți inclusiv în presă. Rezultatul procedurii cu toate hârtiile. Oricine l-a solicitat, cred că a primit documentele. Nu, exclus. A, unde să fie? Am crezut că la vorbeam de procedura de achiziție. Da, bineînțeles că am fost. Da, eu mă voi duce cu copiii acolo.
să patineze, să asiste la spectacol, vor asista, de mâine vor putea să patineze. V-am explicat celor care m-ați întrebat că sarcina de alimentare cu energie electrică a patinoarului a fost de la început asumată de municipalitate, întrucât au fost proceduri birocratice și cred că toată lumea știe cât de greu este să obții un racord la Enel, atât mai mult când vorbim despre puteri instalate mari. A durat destul de mult până am realizat acel branșament care a necesitat și lucrări de protecție, săpături și așa mai departe. Într-adevăr, a fost o întârziere, dar vreau să vă spun că patinoarul va funcționa până pe 28 februarie. El va fi gratuit la dispoziția pentru copii și tineri, evident, toată lumea. Nu. Spectacolele, programul artistic, concursurile și tot ce se va întâmpla acolo durează până pe 27 decembrie. Patinoarul va funcționa până pe 28 februarie. Evident, aici fac o notă în funcție de temperaturile de afară, pentru că dacă vom avea 25 de grade, nu va avea cum să funcționeze patinoarul. Când ați luat această decizie cu prelungirea funcționării patinoarului până în 28 februarie? Chiar înainte de a începe festivalul iernii. Durează în evident caietul de sarcini cu licitația. În oferta, în proiectul depus de cel care a câștigat Pagina Fest, am aflat și eu din presă. Deci nu acesta lasă ca locație piața Ovidiu pentru acest festival al ieri. E curent, mă, lasă-mă în pace. Nu a fost alesă nicio altă locație pentru că, unu, nu aveam o infrastructură de locuri de parcare atât de mare. 2. În piața Ovidiu, după cum bine știți, vorbim despre un proiect cu fonduri structurale, cu garanție 5 ani de zile și se vor face în continuare lucrări de refacere până când va ieși așa cum trebuie. Noi apelăm la sânge, la garanția oferită de executant. În piața Ovidiu va fi Revelionul, care nu necesită lucrări de asemenea amploare, să amplasezi un patinoar de 1200 de metri pătrați. Pe lângă lucrările de branșament pe care ar fi trebuit să le facem, vorbim și de greutate, de încărcătură și așa mai departe. Deci nu au fost condițiile tehnice în piața Ovidiu. La Palatul Elevilor vorbim despre Ministerul Educației, despre o proprietate publică și mai mult decât atât, nu beneficiau în zonă de alimentarea cu energie electrică pentru un patinoar. Aceasta este principala problemă. Ar fi trebuit să facem tot felul de artificii. Pentru că am fost întrebat de ce nu l-am făcut la Palatul Elevilor și de asemenea am ales această locație tocmai pentru că la o mică distanță se află Luna Park. Vă asigur că de îndată ce vor fi mulți copii, pentru că trebuie să recunosc, a început puțin gripat acest eveniment. Mă așteptam la acest lucru, dar în mod evident când va fi puzderie de copii, și vă garantez că va fi puzderie de copii, va funcționa și Luna Park și orășelul copiilor. Mi se pare totuși puțin greu accesibil, având în vedere că e la ieșirea din oraș, capabilă. RATC, cred că ați primit comunicatul de presă, a prelungit liniile de transport exact până la pavilionul expozițional. Iluminatul de sărbători. Și nu văd cum ar fi fost mai accesibil piața Ovidiu, pe de o parte, asta ca să vă răspund la întrebarea pe care dumneavoastră mi-ați adresat-o, iar pe de altă parte, nu cred că locul, parcul primăriei era mai generos față de ceea ce se întâmplă acolo. Lucrurile vor evolua și vă garantez că vor evolua pozitiv. Asta vreau să vă întreb, și există posibilitatea ca, nu știu, anul următor măcar să fie în piața Ovidiu, pentru că dacă ne uităm în marile orașe, Brașov, Sibiu, de regulă acolo au loc aceste sărbători. Fără patinoar, da, se poate. Eu mi-aș dori să duc acest eveniment cât mai aproape de zonele în care copiii se află în mod tradițional. Din punctul meu de vedere, cred că zona Palatului Copiilor este o zonă potrivită. Numai că avem nevoie de o pregătire minuțioasă din timp, astfel încât să avem și acorduri instituționale și toate branșamentele și absolut totul pus la dispoziție. Vă reamintesc că am preluat acest mandat oarecum pe neașteptate, că eu operam cu un buget existent și procedurile erau în curs.